Întorcându-ne la cuvântul Domnului pe care l-am citit, versetul 2 din Psalmul 40. Autorul acestui psalm este David, așa cum avem în supratitlul psalmului. David a fost un om mare în toate privințele. Mare în credință, mare în abilități intelectuale, mare în putere, mare ca împărat și, de asemenea, fondatorul unei dinastii împărătești veșnice. Este dinastia davidică, dinastia Domnului Iisus Hristos. Cu toate acestea, David are de multe ori expresii pe care parcă ne este greu să le înțelegem, cum este, de exemplu, tot în acest psalm, versetul 17, la care lucrez chiar acum să finisez un mesaj, zice David, marele David, bogatul David, eu sunt sărac și lipsit. David? Dar Domnul se gândește la mine. Asta este marea mângâiere și marele avantaj al nostru, că Domnul se gândește la noi, la fiecare. Domnul se gândește la tine în dimineața aceasta, la mine, la fiecare fără excepție. Dar în versetul 2 pe care l-am citit, din acest psalm 40, David face o mărturisire care este uimitoare. Spune, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Este un cuvânt care se potrivește, cred că fiecare dintre noi, pentru că ne descrie pe fiecare cei care cunoaștem pe Domnul. În dimineața aceasta, pentru zidirea noastră spirituală și pentru continuarea binecuvântării numelui Domnului Iisus Hristos între noi, vă propun un mesaj practic pe care l-am intitulat Din mocirlă pe stâncă. Din mocirlă pe stâncă. Vom urmări împreună trei lucruri, trei adevăruri fundamentale care se văd în pasajul acesta și care sunt convins în dimineața aceasta că vor deschide pentru noi noi orizonturi spirituale. Ne va deschide mintea să vedem frumusețea și adâncimea cuvântului lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu în doar niște cuvinte simple. Trei lucruri. Primul este răscumpărătorul nostru. Aici spune David, m-a scos din groapă. Cine este acesta care ne-a scos din groapă? Cine este? Nu este guvernul țării în care trăim? Nu sunt prietenii bogați sau săraci? Nu sunt abilitățile noastre? Este Dumnezeu. Este Iisus Hristos. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este Trinitatea. Ne-a scos din groapă. Toți avem nevoie de un răscumpărător. Și nu un oarecare răscumpărător. De un răscumpărător adevărat. Și acest răscumpărător ne-a fost promis în grădina Edenului, imediat după căderea lui Adam și Eva în păcat. Dumnezeu Tatăl ne-a promis un răscumpărător. Și Domnul a spus că din perspectiva părții omenești, acest răscumpărător se va numi sămânța femeii. El este acela care va zdrobi capul șarpelui, va nimici pe diavolul, pe satana, cel care ne-a indus în eroare ca să ajungem și să trăim păcatul. Eva a ascultat cu atenție dialogul dintre Dumnezeu și ei, atunci când Domnul a rostit aceste cuvinte
Și când s-a născut primul copil în familia lor, i-au pus numele cum? Cain. Cain. În Geneza 4:1 spune, traducerea Cornilescu, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Însă vreau să vă spun că expresia folosită în acest verset a dat bătaie de cap tuturor traducătorilor Sfintelor Scripturi. Pentru că în originalul ebraic scrie cu totul altceva și ceea ce traducătorii n-au putut înțelege cum să traducem așa ceva. În originalul ebraic scrie și Eva a zis, l-am născut pe Dumnezeul om. Așa scrie, l-am născut pe Dumnezeul om. Asta înseamnă Cain. Pentru că Eva a așteptat un răscumpărător. Eva a avut o teologie bună, numai aplicația ei a fost greșită. Pentru că Eva a uitat partea cealaltă, că trebuie să fie numai sămânța femeii, nu și sămânța lui Adam. Aceea a uitat-o. Dar speranța într-un răscumpărător, într-un Dumnezeu care să fie deopotrivă Dumnezeu și deopotrivă om, lucrul acesta nu l-a uitat. Nici patriarhul Lameh, care este fiul patriarhului Metusala, nici el n-a aplicat bine făgăduința aceasta lui Dumnezeu ca noi să avem un răscumpărător. Pentru că atunci când lui s-a născut un fiu, i-au pus numele Noe. Noe. A zis, în sfârșit s-a născut mângâitorul, acela care ne va izbăvi pe noi de toate problemele noastre și ne va da o dignă. Dar cât de patriarh a fost Lameh și de inspirat, nici el n-a aplicat teologia bine. Pentru că Noe era și fiul lui, nu era numai fiul soției lui. Și Noe n-a fost răscumpărătorul omenirii, ci Noe a fost un slujitor pe care Dumnezeu l-a prezervat în potopul cel mare, pentru ca omenirea să continue și din generația de la Adam, Noe, Avraam, să se nască mai târziu adevăratul răscumpărător care este Iisus Hristos, glorie Lui. Spun aceste lucruri pentru că noi trebuie să înțelegem în condiția în care este omenirea și era omenirea și când David scrie pasajul acesta, omenirea are nevoie de un răscumpărător, pentru că omenirea este în groapă și este în noroi, în mocirlă. Și din groapa, o să vedeți ce însemnează aceasta, pentru că, cum am spus, niște cuvinte simple, dar atât de profunde, o să vă surprindă ce vorbește David când spune m-ai izbăvit din groapă și din mocirlă. Iov se va uita profetic în cuvântul Domnului și în cunoștința lui Dumnezeu și Iov spune, da, am nevoie de un răscumpărător. Și Iov este singurul care spune, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Însă Iov nu-l vede pe acest răscumpărător la prima lui venire, ci Iov vede pe acest răscumpărător direct la a doua lui venire. Pentru că zice, și se va arăta la urmă, la urmă pe pământ. Atunci când va face judecata, voi avea îndrăzneala să-l privesc în față și când îl voi privi în față, îmi va fi binevoitor. Și aceasta mă mângâie, mă încurajează. Și Iov a avut o teologie bună, dar lui a scăpat tocmai esența,
întruparea acestui răscumpărător. Noi aveam nevoie de un răscumpărător și în gândirea lui Dumnezeu, răscumpărătorul de care aveam noi nevoie este un răscumpărător de sânge, o rudenie de sânge, unul ca noi. Nu îngerii ne pot salva pe noi. De aceea, dacă este cineva dintre cei ce ne ascultă probabil la internet, care se roagă la îngeri, te rogi degeaba. Îngerii nu te pot salva, nu te pot ajuta. Ai nevoie de un răscumpărător de sânge, ca și tine. Așa cum Boaz a răscumpărat pe Rut, în istoria lui Rut, pentru că Boaz era rudenie de sânge cu Naomi, cu soacra lui Rut, și noi aveam nevoie de un răscumpărător de sânge care să vină la noi, unul care să trăiască ca om și care să poată să moară apoi în locul nostru. Și mulțumim Domnului că El a venit în mijlocul nostru. A trăit ca om, dar a trăit un om fără de păcat. Și El este răscumpărător pentru noi. Rut nu merita să fie răscumpărată. Era săracă, era moabită. Deci dintr-o tradiție păgână, era un nimeni în fața lui Boaz. Dar Boaz a răscumpărat-o pentru că o iubea. Asta este secretul. Uitați-vă în cuvântul Domnului cum ne răscumpără pe noi Iisus Hristos, cum s-a coborât la noi în groapă și în mocirlă în care ne-a văzut. În Cântarea Cântărilor, capitolul 4 cu versetul 9, zice: mi-ai răpit inima, soro, mireasă, mi-ai răpit inima numai cu o privire. Ne-am uitat în sus și ce privire aveam? De dragoste? Nu. O privire de disperați. O privire de necăjiți. O privire de oameni în groapă. O privire de oameni nevoiași. Și când Domnul ne-a văzut privirea, i s-a făcut milă de noi și culmea, s-a îndrăgostit de noi. Și a devenit răscumpărătorul nostru. Pentru că tot Cântarea Cântărilor spune mai departe, în capitolul 6, versetele 4 și 5. Zice: frumoasă ești, iubito, întorceți ochii de la mine, că mă tulbură. Știți ce vrea să spună aici Dumnezeu? Cei mai mulți care suntem părinți și bunici acum, am avut copii în casă prin harul Domnului și e un har deosebit să ai copii. Dar când copilul plânge și când se uită în ochii tăi cu necazul ăla mare pe care îl are, poate că i s-a spart o jucărie, dar el plânge și cu ochii plini de lacrimi și se uită: tati, mami, bunul, bunii, te tulbură în inimă, te prinde, te cucerește. Lasă că îți cumpără bunul altul, altă jucărie, îți cumpără mame altă jucărie. Nu este așa? Domnul spune: întoarceți privirea de la mine, că mă tulbură. Când se uită Domnul la noi și ne vede în necazul, în groapa, în mocirla morală în care ne găsim și vede că am avea nevoie, tânjim după cineva care să-și întindă mâna să ne ridice. Este imposibil să stea în cer, este imposibil să stea pe tronul lui de domnie. Se coboară la mine, se coboară la tine. Vine la noi, pentru că ne iubește. Glorie lui, glorie lui. Deci, primul lucru pe care îl vedem în acest verset este răscumpărător, nevoia de răscumpărător. Al doilea lucru, deci, în al doilea rând, ceea ce vedem în versetul acesta este rațiunea pentru răscumpărarea noastră. M-a scos din groapa pieirii, m-a scos din fundul mocirlii. Care este rațiunea lui Dumnezeu să se gândească la tine și la mine ca să ne răscumpere? Este o rațiune dublă prezentată în acest verset. Prima rațiune. Și aici trebuie să descoperim frumusețea cuvântului și adâncimea cuvântului. Este condamnare anulată. Condamnare anulată. Auziți-l din nou pe David. M-a scos de unde? Din groapa
pieirii. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pretutindeni în Sfintele Scripturi, groapa pieirii stă simbolic pentru iad. Pentru iad. Pentru moarte eternă. Rațiunea pentru care Dumnezeu a privit la noi și s-a plecat spre noi este că toți eram condamnați la moarte, toți eram condamnați la iad prin neascultare, dar a venit Dumnezeu și a anulat condamnarea. Nu vă bucură lucrul acesta? Pe mine mă bucură. A anulat condamnarea. M-a scos din groapa pieirii. M-a ridicat din iad. M-a ridicat din moarte eternă. Este glorios să știi că un mântuitor ca Iisus Hristos a putut să privească spre noi, a putut să privească spre tine, spre mine și să se ocupe de noi, de casele noastre, de familiile noastre, de viața noastră, de umblarea noastră. Nici unul nu ne putem lăuda, după cum vom vedea pe parcursul prezentării, cu vreun merit, cu vreo trăire exemplară. Era imposibil să nu se oprească Domnul în dreptul meu și să zică: Lazare, ce viață frumoasă! Mario, ce viață frumoasă! Este imposibil să nu-mi întind mâna să te scot de unde te afli, din încurcătura în care te afli. Nu avem argument de felul acesta. Dumnezeu s-a oprit în dreptul nostru prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, pentru că ne iubea. Și pentru că ne iubește. Și în Ioan capitolul 5 cu versetul 24 spune că El ne-a transferat din moarte la viață. Din groapa pieirii la viață eternă. Viața noastră fără de Hristos era condamnabilă. Isaia 53 cu 6. Pornirile noastre, ale tuturor, erau din acelea care ne duc în iad. Roman 3 cu 10 la 18, dacă citiți. Caracterul nostru cel mai bun, ascultați-mă cu atenție, dragii mei, oameni care spun, mie nu-mi trebuie Dumnezeu, eu sunt un om moral, eu merit raiul de-o fi rai. Caracterul nostru cel mai bun în comparație cu sfințenia lui Dumnezeu era pentru a umplea iadul cu caracterul cel mai bun. Mica 7 cu 4. Cel mai bun dintre voi, dintre ei, este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Doamne, ai milă de noi. Și nu vorbim de cei mai răi, vorbim de cei mai buni. Isaia 64 cu 6. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Avem nevoie de mila Domnului? Avem nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos? De sângele Lui care curățește de orice ce păcat? Rațiunea pentru care Domnul ne-a răscumpărat este prima condamnare anulată. Eram condamnați la iad. Însă Domnul ne-a scos de acolo. A doua rațiune pentru care a venit ca să ne răscumpere, pe lângă condamnare anulată, este caracter albit. David spune, m-a scos din fundul mocirlei. Este vorba de mocirla morală în care se găsește omenirea. Mocirlă morală. Sfântul Apostol Petru spunea de la Duhul Sfânt, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, a necredincioșilor. Și de aceea oamenii spun, eu nu-mi schimb religia, eu trăiesc după religia strămoșilor mei, așa este de când îi. No, ascultă, care e religia strămoșilor tăi? Și ai mei. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe,
în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Asta am moștenit de la părinții noștri, 1 Petru 4:3. Sfântul Apostol Pavel de asemenea spune: odinioară erați întuneric. Așa cum vă spuneam și altă dată, fiți atenți la expresia pe care o folosește Pavel. Nu spune că odinioară eram în întuneric, ci odinioară eram întuneric. Noi eram niște întunecați. Expresia întunericului, a mocirlii morale, a decadenței morale. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște fii ai luminii, Efeseni 5:8. Apoi în altă parte, același apostol Pavel spune așa: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Cei nedrepți, cine sunt ăștia? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați. Păi la noi e drept asta, s-a legiferat, este lege. Da, dar n-a legiferat Domnul. Legea lui Dumnezeu este cea pe care v-am citit-o acum. Dar ascultați ce spune apostolul Pavel în continuare. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, glorie Domnului. Este pasajul din 1 Corinteni 6:9-11. Care e rațiunea lui Dumnezeu ca să se oprească în dreptul tău și în dreptul meu? Prima, condamnare anulată. Lazare, destinația ta era iadul. Plata păcatului este moarte. Este moarte eternă. Dar Iisus Hristos spune: eu am venit să anulez condamnarea aceasta. Cine crede în mine trece din moarte unde? La viață. Și de asemenea, am venit ca să îți sfințesc caracterul. Să nu mai fii în mociri la păcatului, ci să trăiești o viață sfântă, o viață nouă, pentru că acela ce se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și acceptă mântuirea prin Domnul Iisus Hristos devine o făptură nouă. Toate cele vechi care le-am moștenit de la părinți se duc și fiecare devine o creație nouă în Iisus Hristos, un om născut din nou. Așa cum vă zice David în Psalmul 18:28, tu luminezi întunericul meu. Și odată luminați, am devenit și noi lumina lumii și sarea pământului ca Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Iată o rațiune glorioasă. Iată, în niște cuvinte simple, David vorbește niște taine profunde despre răscumpărarea noastră, izbăvire de iad și izbăvire de trăire mizerabilă. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, rezultatul răscumpărării noastre. Zice aici David: mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Trei lucruri vede David aici, pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în concluzie. Primul, rezultatul răscumpărării tale și a mele este poziție. M-a scos din groapa pieirii. Traducerea englezească King James Version spune: he brought me up also out of the horrible pit. De ce am citit și traducerea englezească? Este ca să vedeți mai bine sensul pe care îl are textul ebraic. He brought me up, adică m-a ridicat în sus. Poziția noastră nu este în jos, ci este în sus. Cuvântul Domnului spune în Sfânta Scriptură, în Proverbe 15:24, zice: pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus,
ca să-l abată de la locuința morților, care este unde? În jos, în iad. Acolo eram dacă nu venea Domnul Iisus Hristos. Dar El a venit și ne-a dat o poziție nouă, ne-a ridicat. Poziția nouă în care suntem este că ne-a așezat în Hristos. Ne-a așezat în locuri cerești. Ne-a dat o cetățenie nouă. Am scăpat de cetățenia americană și românească. Acum suntem cetățeni ai cerului, Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră este în ceruri. Ne-a scos din groapa peirii și unde ne-a pus? În ceruri. De unde și așteptăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, ca răscumpărător al trupului nostru. Și mulțumim Domnului că trăim acele zile când venirea Lui este așa de iminentă. Va apare în orice clipă. Vino, Doamne Iisuse! Domnul ne-a ridicat din groapa peirii și ne-a strămutat în cer, poziție, în sus. Al doilea lucru pe care îl vede David, ca rezultat al răscumpărării noastre, pe lângă poziție, este protecție. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Noi știm că stânca despre care vorbește David este Dumnezeu, este cuvântul Domnului și în particular este Iisus Hristos. Isaia 26:4 spune: încredeți-vă în Domnul, căci El este stânca veacurilor. Și Iisus Hristos este Domnul. În Iisus Hristos, ca stâncă, ca protecție, avem viață, avem perspectiva vieții, avem răscumpărare, avem pace, avem ocrotire de cel rău, avem vindecare divină, avem toate lucrurile bune, avem izbăviri miraculoase. În Iisus Hristos. Haideți să vă dau un exemplu pe care îl puteți găsi și pe internet. Știm bine acest moment istoric, pentru că am fost contemporani cu el. 11 septembrie 2001, la noi este cunoscut simplu cum 9-11. 5 ofițeri de poliție din New York. 5 ofițeri de poliție din New York au intrat în World Trade Center ca să caute pe cei prinși acolo și să poată să-i salveze înainte ca să se prăbușească World Trade Center. 2 dintre acești ofițeri aveau numele acesta: Will Himeno și John McLaughlin. Will Himeno și John McLaughlin. Au intrat, deci, aceștia 5 în World Trade Center, au apucat să urce câteva etaje ca să caute pe cei care erau blocați și nu puteau să iasă din infernul care era acolo arzând. Și abia au urcat câteva etaje și World Trade Center s-a prăbușit. Am văzut la televizor, nu, lucrurile acestea, scenele acestea grozave și au rămas în memoria populației americane, a statului american. 3 dintre cei 5 au fost omorâți instantaneu de grinzile de beton și de fier care au căzut pe ei și i-au strivit acolo. Himeno și McLaughlin au fost prinși între grinzi din acestea, într-un birou în care tocmai intraseră și au suferit oase rupte, tot felul de necazuri, așa cum se întâmplă într-o situație din aceasta extrem de critică. Timp de 10 ore au stat acolo pentru că n-au putut să iasă, să se desprindă de sub barele de fer și grinzile de beton. Au stat acolo în dureri infernale, într-o sete cumplită și, după cum mărturisesc ei, așteptau moartea în orice moment. Nu numai că așteptau moartea în condiția în care erau, des în timpul celor 10 ore cât au fost acolo, erau răbufniri puternice de gaz metan care s-a aprins și flăcările veneau până lângă ei și ziceau: o să murim
de arși de vii, nu striviți de grinzile care au căzut aici pe noi. Aveau pistoale la ei cu glonțe, din pricina căldurii, mărturisesc ei, au început să puște glonțele unul câte unul. Și nu i-a lovit niciunul din glonțele care erau cu ei. Toate glonțele au explodat. După 10 ore, Himeno mărturisește și spune așa: mi-am pierdut orice speranță de viață și acum ziceam, Doamne, ia-mi viața mai repede. Și în timp ce eram în starea aceasta, în agonia aceasta, am văzut că o lumină puternică se face în ce a rămas din ofisul acela în care am fost prinși la prăbușirea World Trade Center. Și din lumina aceea a apărut un om îmbrăcat în alb, de o statură impunătoare, încins cu un brâu de aur. Nu-i vedeam fața, dar a venit până lângă mine. N-a spus niciun cuvânt și a ridicat mâna și a întins-o spre mine. Și după ce și-a întins mâna spre mine, a dispărut. Când și-a întins mâna spre mine, spunea Himeno, mărturisește Himeno, am primit o pace și o confidență că vom scăpa de aici, cum nu pot să descriu. Și în pacea aceea l-am strigat pe McLaughlin, care gemea de durere și aștepta să moară. Și am spus, McLaughlin, cât de curând ieșim de aici? Mi s-a arătat Domnul Iisus Hristos și El, prin privirea Lui, măcar că nu i-am văzut fața și prin mâna întinsă, mi-a comunicat că ne izbăvește. Citiți, au fost ultimii doi oameni care au fost salvați vii de la World Trade Center în ziua aceea. De groază. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos oferă protecție. Celor ce se încred în El le oferă protecție. Ne-a izbăvit și ne-a pus pe stâncă, spune. Întâi ne-a oferit poziție, ne-a scos din groapă, din iad și ne-a strămutat cu cetățenia în cer, poziție. Apoi ne oferă protecție și în al treilea aspect, ultimul rând, este practicabilitate în trăire de aici încolo. Partea finală a versetului 2 spune așa, din Psalmul 40. Și mi-a întărit pașii, traducerea Cornilescu. Apoi, în Fidela, și mi-a întemeiat umbletele. Bartolomeu Anania, de la Biserica Ortodoxă, traduce. Și pașii mi-a îndreptat. Iar King James Version traduce. And he established my goings. Și a stabilit sau a îndreptat umbletele mele. De ce ne izbăvește Domnul de iad? Și de ce ne izbăvește Domnul de prăbușirea morală? Este ca să ne facă oameni practici. Să ne schimbe umblarea, să ne schimbe caracterul și să ne schimbe direcția, frații și surori, doamnelor și domnilor. Întrebarea mea în această dimineață, în concluzie, pentru noi cei ce stăm în fața cuvântului Domnului, este aceasta. Aici spune, și mi-a îndreptat pașii. Mi-a schimbat direcția pașilor. Întrebarea mea este aceasta. Unde te duc pe tine pașii tăi, picioarele tale? Te duc la casa Domnului? Te duc la rugăciune? Te duc în casa săracului și a nevoiașului? Te duc la locul de voluntariat ca să ajuți pe cel în nevoie? Te duc la bolnavi? Te duc la cei în criză? Izbăvirea ta n-a fost ca să rămâi și să stai numai picior peste picior și să te uiți la televizor sau la computer. Și izbăvirea ta și a mea a fost ca să ne schimbe pașii, să ne schimbe direcția.
În jurul nostru sunt oameni care așteaptă izbăvirea. Așteaptă un cuvânt de îmbărbătare. Așteaptă un cuvânt de ridicare. La oamenii aceștia, Domnul mă trimite pe mine și te trimite pe tine. Vrei tu să mergi? Vei vrea tu să mergi? Nu uita că Domnul a venit la tine și te-a scos din groapa pieirii. Și ai înțeles în dimineața aceasta că groapa pieirii stă pentru iad. Te-a scăpat Domnul de iad, de iazul de foc și de puceasă. Din fundul mocirlii te-a scăpat Domnul de un caracter murdar. Te-a albit prin sângele Lui și pașii tăi i-a binecuvântat să umble ca și pașii Lui în locul celui nevoiaș, la locul celui nevoiaș, la locul celui care strigă după ajutor, strigă după izbăvire. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne deschidem ochii, căci avem un Dumnezeu care ne iubește. Avem un Dumnezeu care vrea să lucreze cu noi și prin noi, din mocirlă pe stâncă. Cuvântul Domnului ne-a revelat un răscumpărător glorios aici, m-a scos din groapa pierii, este Iisus Hristos. Cuvântul Domnului ne-a revelat rațiunea pentru care El ne-a scos de acolo, rațiunea este condamnarea anulată. Pentru că din iad, unde eram sortiți, ne-a strămutat în rai. Caracter albit, din noroi ne-a spălat hainele, le-a făcut mai albe decât zăpada. Ți-a albit sufletul și ți-a dat un caracter nou, un statut nou. Iar rezultatul răscumpărării este poziție. Nu mai ești în groapa pieirii, nu mai ești în fundul mocirlii, Dumnezeu ți-a dat o poziție nouă. Poziția aceasta este raiul Său, cu Hristos Iisus în împărăția Lui, în raiul Său. Ne-a dat protecție și ne dă protecție. Eu cred că El este cu noi și astăzi, chiar dacă trecem prin încercări, dacă n-ar fi fost El să ne păzească, cel rău ne-ar fi nimicit, cum a venit încercarea peste noi. Dar Domnul este acolo și nu-i dă voie să treacă peste ce Domnul ne-a spus. Până aici ai dreptul. Exact așa, uitați-vă și apoi vă chem la rugăciune. Exact așa cum face Domnul și cu natura. Suntem aici la Pacific. Cred că ați fost la ocean de multe ori, nu? Sunteți pocăzii care mergeți la ocean. Am spus la ocean, nu la plajă. La ocean. Cât este de imens ocean și câte ape, câte râuri mari se varsă în ocean. Dar oceanul are o lege. Cuvântul Domnului prin psalm spune, le-a rânduit un punct peste care să nu treacă. Și a zis, până aici. Și mirarea este că punctul peste care nu au voie să treacă valurile mării și a oceanului este de nisip. Nu vă surprinde lucrul acesta? Nisip, lipsit de putere, fărâmițat. Dar când ajunge oceanul la nisipul, de la margine, este ca și când ar vorbi și ar raționa și ar zice, de aici încolo nu pot, e degetul lui Dumnezeu. Cum au zis vrăjitorii lui Faraon, aici se vede degetul lui Dumnezeu, trebuie să dăm înapoi și oceanul se retrage. Vine cel rău să te lovească și spune Domnul, atât ai voie să faci. Ar vrea să facă mai mult, însă Domnul te privește și pe tine și se uită și la cel rău. Și când îi arată degetul, se dă înapoi. Pentru că prezența Lui cu noi înseamnă protecție, înseamnă viață, prezența Lui cu noi însemnează ca și noi să-i urmăm sfatul. Și de aceea mulțumim Domnului că ne-a întărit pașii, să putem să umblăm și noi cu cuvântul mântuirii, cu Evanghelia, cu cuvântul îmbărbătării, cu un dar pentru cele în lipsă și necăjit, cu o binecuvântare pentru cei ce plâng și așteaptă o întâlnire cu Domnul. Ai înțeles mesajul lui Dumnezeu? Ai înțeles dragostea Lui? Noi avem un răscumpărător glorios și acest răscumpărător vrea ca tu și cu mine să ne punem încrederea în El, să ne punem viața în mâinile Lui și să vedem că așa cum a lucrat în dreptul altora, va lucra
și în dreptul nostru. Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea pe care o facem înaintea Domnului, îi spunem Domnului: Doamne, îți mulțumesc că ți-ai devenit și răscumpărătorul meu. Și îți mulțumesc că te-ai plecat și spre iadul meu, Doamne. Și m-ai scos din iad, ai anulat condamnarea mea datorită păcatului meu și m-ai strămutat în împărăția dragostei tale. Pentru că m-ai strămutat acolo, vreau să fiu o făptură nouă și umblarea mea cu tine vreau să fie o umblare care să te binecuvinteze și care să binecuvinteze pe semenul meu. Amin? Ne rugăm Domnului cu toții. Haleluia!